Data de 21 martie este sărbătorită în întreaga lume ca fiind ziua sindromului Down. Cu această ocazie, atât pe plan național cât și internațional, sunt organizate o serie de evenimente și întâlniri de conștientizare a dificultăților cu care se confruntă purtătorii acestui sindrom, dar și problemele pe care le înfruntă permanent familiile lor. Și la Alexandria, copiii de la Asociația Dai o Șansă s-au bucurat de un spectacol de păpuși, dar și de mai multe surprize oferite acestora de femeile social-democrate și de instituții. Partenere. Eu ce pot să spun acum este că am pentru voi un respect și o iubire specială și spun specială deoarece și voi sunteți special, să fiți sănătoși și să aveți în jurul vostru numai persoane cu inima mare și cu suflet mare, astfel încât să vă creeze o grădină plină cu fericire, cu flori și cu tot ce vă doriți voi, să vă simțiți bine. Astăzi marcăm Ziua Internațională a Sindromului Down, o ocazie importantă pentru a promova diversitatea și incluziunea în comunitatea noastră globală. Sindromul Down ne amintește de faptul că fiecare individ este special, unic, valoros în felul lui. Cei 22 de copii din Asociația Dai o Șansă sunt extrem de activi, fiind permanent sprijiniți de președinta Elena Tănase și implicați în cele mai diverse activități. Am avut bucuria de a viziona din nou Teatrul de Păpuși și cu ajutorul a două doamne educatoare, Mihaela Crăciunică și Ionescu Adriana, care ne-au mai încântat de-a lungul timpului. Astăzi am văzut Albă ca zăpada și cei 7 pitici și ne-a plăcut mult. A urmat apoi spectacolul nostru cu cântece de primăvară și versuri de primăvară pentru bucuria sufletului celor care ne-au ascultat astăzi și, de ce nu, al tuturor care vor să vină alături de noi. Anul acesta a fost marcată a 19-a aniversare a Zilei Mondiale a Sindromului Down. Scopul acestei manifestări este de a informa și de a atrage atenția societății și autorităților asupra acestui sindrom pentru dezvoltarea toleranței și deschiderii față de incluziunea socială a persoanelor cu sindrom Down.